O nouă colecție impresionantă de tablouri poate fi admirată pe simezele Galeriei Artis. Artistul plastic Marius Cioc revine în atenția publicului slătinean cu o expoziție la fel de atipică ca și cele anterioare, intitulată Capodopera. Lucrările, după cum puteți observa, de mari dimensiuni, sunt realizate în tehnica uleiului pe pânză. Instrumentarul folosit este dintre cel mai puțin convențional, în sensul că folosesc de la cârpe încărcate de culoare, pe care le amprentez pe suprafața de lucru, până la spatule de mari dimensiuni și chiar culoare întinsă pe suprafața de lucru direct din tob. Sunt reinterpretări ale unor opere celebre din istoria artei universale. Practic, aceasta este și ideea proiectului, să pornesc de la o operă celebră pe care să o reinterpretez într-o manieră proprie, cu mijloace de expresie proprii. Fiecare lucrare este o reprezentare stilistică unică a unor tablouri celebre din istoria artei, toate realizate prin tehnici neconvenționale de pictură. Marius Cioc este unul dintre artiștii pentru care conceptul de deconstrucție a formelor și culorilor devine vital și care îl transformă astfel într-un reprezentant al artei autentice. Avem de-a face cu o expoziție extrem de puternică, expresivă, în forță, în care se îmbină genurile picturale, în care găsim replici la diferite, să zicem, piese de rezistență din istoria artei, dar în primul rând găsim o bună cunoștință a legilor cromatice. Marius Cioc de data asta excelează în ceea ce se cheamă cromatologie. Aici e o reinterpretare, găsesc la el, a unor capodopere universale, ca să zic așa, dar le-a reinterpretat foarte inteligent și produce emoție, iar eu, care nu am un simț estetic așa atât, după asta mă conduc și îmi plac lucrării mari, lucrării în care se folosesc tușe și culori îndrăznețe și compoziția transmită. Tablourile semnate de artist se pot găsi la Galeria Artis până la sfârșitul lunii martie.